Bună ziua, bună ziua, oameni buni! Ne aflăm la Gigiol. Mergem la domnul Bologan Mihai pentru a-i ura un călduros la mulți ani cu sănătate. Domnul Mihai astăzi împlinește frumoasa vârstă de 67 de ani. Rămâneți alături de noi să vedem cât de mult îl putem surprinde pe domnul Mihai. Aici se aude muzică. Bună ziua! Domnul Mihai! Da, aici se petrece. Domnul Mihai! Bună ziua, bună ziua! Domnul Mihai, cine este domnul Mihai? Subsemnatul! Subsemnatul! Noi ne cunoaștem, domnul! Ne-au lăsat! Stimate domn, după cum știți, noi suntem de la surprize la domiciliul Tulcea. Și noi am înțeles că astăzi faceți o frumoasă vârstă. Adăugați al 67-lea trandafir la buchetul vieții. Da, adevărat? Corect, este. La mulți ani, domnul! Mulțumesc, sărbăna! Noi suntem aici datorită faptului că cineva a dorit ca prin intermediul nostru să vă facă ziua mai frumoasă și să vă ureze un călduros la mulți ani. Bănuiți cine? Bănuiesc, sunt nepoții din Olanda. Ei, și dacă nu-ți nevoie? Altceva n-are cine. Soția. Aoleu, este și doamna. Și dacă este o iubire din tinerețe? Nu, nimic, lasă. E bine, da, e bine, e bine venit. La 67 de ani? E bine venit. Stimați domn, ca să vă ajutăm, avem o dedicație muzicală care poate o să vă ajute să vă dați seama. Ascultăm melodia. Avem și un mesaj scris cu dragoste și dor, dar mai întâi melodia. Mai devreme nu e nimic atunci când ești bunic, când îți dă viața nepoți, ești mai înstărit ca toți. Trăiești cel mai fericit și vezi cum te-ai împlinit, cum te-ai împlinit la lume, pe spatele tău la jume. Ai nepoți, te-ai împlinit, geaba lume n-ai trăit, la șpări în grădina vieții, copiii tăi și nepoții. Ai nepoți, te-ai împlinit, geaba lume n-ai trăit, la șpări în grădina vieții, copiii tăi și nepoții. Și din pe lume nepoții, omul e încuplit, parcă n-ai crescut copii. Le dai din suflet ce vor, te cobori la mintea lor. Cu un leu le faci pe plac, nu te plângi că ești sărac. Ai nepoți, te-ai împlinit, geaba lume n-ai trăit, lași fări în grădina vieții, copiii tăi și nepoții. Ai nepoți, te-ai împlinit, geaba lume n-ai trăit, lași flori în grădina vieții, copiii tăi și nepoții. Geaba lume n-ai trăit, lași flori în grădina vieții, copiii tăi și nepoții. Ai nepoți, te-ai împlinit, geaba lume n-ai trăit, lași flori din grădina vieții, copiii tăi și nepoții.
V-ați dat seama, după melodie, nu era nicio iubire din tinerețe. Nu era nicio iubire. Și cum vă spuneam, avem și un mesaj scris cu dragoste și dor, care zice cam așa. Dragul nostru bunic, te felicităm din suflet cu ocazia zilei tale de naștere, îți dorim să fii sănătos, liniștit și fiecare zi din viață să-ți aducă un zâmbet. Chiar dacă suntem departe, voi mereu sunteți în gândul și în sufletul nostru. Vă iubim, la mulți ani, cu drag, din partea nepoților George, Marinela, Cristian și Maria. Dacă doriți să le transmiteți ceva, puteți să o faceți. Cu siguranță o să vadă înregistrarea. Le mulțumesc din inimă pentru gestul care au făcut și aștept să vină și Cristian, și Maria, și să ne reunim peste câteva luni când o să vină. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la și noi, surprize la domiciliu Tulcea, vă dorim un călduros la mulți ani, cu sănătate, fericire și îndeplinirea tuturor dorințelor alături de cei dragi dumneavoastră. Ne așteaptă bunicul pe întâi, luna viitoare. Cu siguranță. Abia așteaptă, cu siguranță. Să ajungă acasă, să fie sănătoși. Păi de bine. Și copiilor și să ne întâlnim cu toții. Așa strănepoții, da, nepoți. Sunt strănepoții de nepoți, dar sunt copiii noștri. Toate cele bune și Doamne ajută. Totdeauna.